Am revenit la știri, doamnelor și domnilor, cu informația momentului. Volodymyr Zelensky a ajuns în România, a postat și un mesaj pe Twitter în urmă cu foarte puțin timp. Este deja președintele ucrainean în țara noastră. Vedeți în momentul acesta și mesajul pe care l-a postat președintele Ucrainei pe Twitter. Am ajuns în București pentru discuții cu președintele Klaus Iohannis pentru discuții legate de întărirea relațiilor dintre Ucraina și, Ucraina și România. Radu Tudor, colegul meu, analist militar în legătură telefonică directă. Radu, acesta este mesajul postat în urmă cu foarte puțin timp de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pe Twitter. E foarte important în momentul acesta, odată ce a ajuns în țara noastră, să vorbim puțin despre ce presupune din punct de vedere logistic această vizită, despre măsurile de securitate și așa mai departe. Bună dimineața! Este o vizită cu măsuri de securitate extrem de stricte, având în vedere că este liderul unei națiuni aflate în stare de război. Amenințările asupra lui Zelensky vin pe bandă rulantă și că prezența lui aici în România poate activa inclusiv acele grupări radicale proruse pe care, din păcate, le vedem și în zona politică și în zona socială. Mai mult decât atât, președintele Zelensky este însoțit de câțiva membri ai delegației care au responsabilități pe linie militară. Și discuțiile pe care le va purta la București vizează inclusiv această chestiune esențială. Vom încerca să rezolvăm pe o perioadă mai lungă problema exportului de cereale din Ucraina. România e unul din puținele state din Uniunea Europeană care a reușit o soluție amiabilă între București și Kiev. Cred că ceea ce vom vedea astăzi vor fi nu doar mesaje esențiale pentru securitatea noastră, ci și acel mesaj de solidaritate din partea României, țara care are cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, țara aflată în stare de război. Și nu în ultimul rând, România a fost și ea afectată de atacurile invadatorilor ruși. Am văzut bucăți de drone căzute pe teritoriul României. Sunt semnale că aceste atacuri vor continua în porturile dunărene, drept pentru care soluțiile militare și de securitate ar putea să vizeze o colaborare între România și Ucraina. Și mai e și conflictul acesta din Israel, iată zilele acestea, Radu, pentru că vorbeam despre ultimul mesaj pe care l-a transmis Volodymyr Zelensky înainte de a ajunge în România și spunea așa: avem date care demonstrează foarte clar că Rusia e interesată să incite la război în Orientul Mijlociu și a vorbit despre efectele pentru Europa legat de ceea ce se întâmplă și în Israel, al doilea conflict de genul celui din Ucraina. Și îmi spun colegii mei o informație de ultimă oră în momentul acesta: Volodymyr Zelensky nu va mai vorbi în plenul Parlamentului, sunt date de ultimă oră. Se pare că s-a schimbat agenda președintelui ucrainean. Mădălina Mihalache, colega mea, este alături de mine cu mai multe informații. Mădălina, te rog, ce date ai tu în momentul acesta? Bună ziua din nou, Lorena, bun găsit doamnelor și domnilor. După ce a avut loc o ședință a conducerii Parlamentului în această dimineață pentru a stabili ora 17, ora la care Volodymyr Zelensky se va adresa deputaților și senatorilor, ulterior acestei ședințe, partea ucraineană a transmis părții române faptul că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va mai susține acest discurs în plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului, nu se va mai adresa Parlamentului României. Motivele neoficiale sunt legate, potrivit informațiilor noastre, despre prezența senatoarei Diana Șoșoacă și despre neplăcerile, eventualele neplăceri pe care aceasta ar putea să le creeze la această ședință extraordinară, specială, convocată pentru Volodymyr Zelensky. Din informațiilor noastre, urmează ca o nouă ședință a conducerii Parlamentului să se întrunească tocmai pentru a amâna, a anula această ședință a Parlamentului care a fost convocată pentru astăzi la ora 17. Toți deputații și senatorii au fost anunțați că la ora 17 va avea loc această ședință, o ședință scurtă de aproximativ 20 de minute în care Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, ar fi trebuit să se adreseze națiunii române în fața Parlamentului României. Această ședință nu va mai avea loc. Înainte de această ședință erau programate întâlniri cu președintele Senatului Nicolae Ciucă și cu președintele Camerei Deputaților Alfred
Simonis. La această oră nu se știe în mod clar dacă această întâlnire, această trilaterală Volodymyr Zelensky și cei doi președinți ai Parlamentului României va mai avea loc această întâlnire. Asta se negociază între cele două părți, între partea română și partea ucraineană în acest moment. Însă partea ucraineană, din toate informațiile noastre, a transmis către România că Volodymyr Zelensky nu se va mai adresa Parlamentului României, se va întâlni cu Marcel Ciolacu, cu premierul României, se va întâlni la Palatul Cotroceni cu președintele, cu premierul României Marcel Ciolacu, cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, dar că nu va mai susține acest discurs care era momentul cel mai așteptat al vizitei lui Volodymyr Zelensky în România. Acest moment, discursul președintelui Volodymyr Zelensky în fața Parlamentului României, acest moment nu va mai avea loc din toate informațiile noastre. Mădălina, îți mulțumesc mult!